Trei instituții de învățământ din Comuna Lopătari vor beneficia de grupuri sanitare interioare, după ce primarul localității a cerut sprijin pe internet anul trecut. Anul trecut am cerut sprijin în toate direcțiile pentru a putea rezolva o mare problemă de la noi din comună. Trei unități școlare aveau încă toaleta în curte, unii au luat în râs gestul, însă mult mai mulți l-au luat în serios și s-au mobilizat să ajute, de la oameni simpli și firme sau producători, prin asociații neguvernamentale și până la Ministerul Educației, am găsit înțelegere și am reușit să completăm bugetul local pentru a ne îndeplini acest obiectiv, Fără toalete în curte în 2024 pentru toate școlile noastre, a transmis recent edilul pe pagina sa de Facebook. Astfel, a mai precizat primarul Claudiu Constantin, în perioada imediat următoare va urma ca cele trei lucrări să fie recepționate. În perioada următoare vom finaliza și recepționa lucrările la toate cele trei școli care aveau această problemă, grădinița din satul Lopătari, școala din satul Ploștina și școala din satul Terca. Este un mare pas înainte care va trebui urmat de mulți alții pentru a ne asigura că dăm motive oamenilor să rămână în comuna Lopătari, să trăiască aici alături de familii și să producă aici din rodul muncilor. Ca multe alte localități rurale și noi ne confruntăm cu depopularea, cu infrastructură nemodernizată încă și cu datorii la primărie, însă asta nu ne Oprește din a merge înainte și îndeplini obiectiv după obiectiv. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au avut încredere în mine în acest proiect și care s-au alăturat comunității noastre. Sunt recunoscător cât voi trăi și mă voi strădui să mă ridic la nivelul tuturor așteptărilor, a mai precizat primarul Comunei.